N-am primit niciun fel de chemare specială de la Dumnezeu să testez nervii pocăiților. Așa că să nu faceți nicio problemă, pentru că nu o să vă testez în seara aceasta. Văd și eu bine ceasul de acolo, îl văd și pe-al meu. Chiar dacă aveți disponibilitate de a asculta până la ora 12, nu știu dacă o am eu, dar nu vreau să dăm în timpul predicinele. Doar pe scurt, în încheierea acestui serviciu, acestei slujbe, pasajul pe care urmează la ceea ce a fost citit, într-un fel ne prezintă o experiență mai puțin discutată între credincioși. Noi suntem unor foarte triumfaliști. Viața cu Domnul în bucurie, Domnul este viu, toți ne încredem în El. Da, Domnul ne vindică, Domnul ne ascultă, dă-i tare înainte, aleluia, amin. Dar uneori nu e chiar așa. Dar și vedeți, problema este următoarea. Venim uneori, ne întâlnim unii cu alții și avem impresia că toată lumea este bine. Și nu este așa. Există voi prin care trecem. Există perioade din viața noastră în care ne gândim la lucruri, facem lucruri și trecem prin anumite stări de care ne este groază și nu le putem spune nimănui niciodată. Și o luăm în direcția opusă. Se întâmplă cu ucenicii aceștia doi a Domnului Iisus Hristos exact același lucru. Domnul le spune, după ce voi învia, mă voi întâlni cu voi unde? În Galileea. Unde se duceau ei? La Emaus. De ce se duceau la Emaus? Dintr-un singur motiv, pentru că experimentau una dintre cele mai groaznice, dacă nu cea mai groaznică dezamăgire pe care o poate experimenta un om vreodată pe suprafața Pământului. Și această dezamăgire este dezamăgirea de Dumnezeu. Te poți vindeca mai greu sau mai ușor de dezamăgirea pe care ți-o provoacă oamenii. Dezamăgirea de Dumnezeu îți clatină întreaga ființă. Este cel mai greu de suportat, cea mai greu de suportată dezamăgire. Dezamăgiți de Dumnezeu o iau în direcția opusă. Nu în locul în care Hristos le-a promis că se va întâlni cu ei. Nu s-au dus la părtășie cu ucenicii. Că ei erau acolo. Fricoși, necredincioși, dar erau acolo măcar. Și un semn al experimentării dezamăgirii de Dumnezeu este că începi să te îndepărtezi de locul în care se manifestă Domnul Iisus Hristos. Apoi versetul 14 spune, vorbeau între ei despre tot ce se întâmpla și spune, pe când vorbeau ei și se întrebau. Ce să te întreb, Domnule? Când Iisus le-a repetat de o grămadă de ori. Voi fi bajocorit, voi fi chinuit, voi muri a treia zi, voi învia. Ce să te întreb? Ce anume să te întreb? Ce vrei să te întreb? Dar pentru că dezamăgirea lor era așa de profundă și confuzia era așa de mare în capul lor, tot era sub semn de întrebare. N-ați avut oare care va fi momentul acela în care noi vom putea să recunoaștem, să ne uităm la noi înșine? Să spunem, Domnule, mi-am pus întrebări foarte serioase cu privire la Dumnezeu. Da, viața mea nu este doar o ascendență, nu este un urcuș, așa brusc, rapid, la prase maxime. Nu este așa. Dar am momente în care îmi pun întrebări fundamentale cu privire la relația mea cu Dumnezeu. Și apoi spune Scriptura, versetul 15, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pentru împreună cu ei. Dacă aș fi avut doar singurul ăsta verset, din tot pasajul ăsta, pentru mine ar fi fost suficient. Știți de ce? Pentru că sunt oamenii care au avut parte de cele mai mari privilegii. Cele mai mari privilegii care le-a fi putut avea vreodată cineva. Au ascultat pe Fiul lui Dumnezeu predicând. L-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu făcând minuni. Au mers cu Fiul lui Dumnezeu, l-au văzut cum doarme, l-au văzut cum plânge. Au avut cele mai mari binecuvântări pe care le-a avut vreodată cineva. Bineînțeles, odată cu venirea Duhului Sfânt, Domnul Iisus spune, mai ferice de cei care nu au văzut și au crezut, da? Dar din punctul acesta de vedere, au avut tot. Domnul Iisus Hristos putea să raționeze în felul următor. Cum raționează unii astăzi oameni. Domnule, la ăștia le-am dat atâtea șanse. Dacă ăștia nu au avut toate dovezile ca să creadă ce spun eu, dacă ăștia nu au avut toate argumentele posibile ca să mă creadă pe cuvânt și să nu se îndoiască, atunci cine putea să mai aibă mai mult decât ei? Nu le mai dau nicio șansă. Și doi ucenici a Domnului o iau razna și se duc pe drumul lor și se duc așa într-un fel în lume și Domnul Iisus se duce după ei. Aici merge în aleluia, nu? Și zice că de multe ori noi ne regăsim acolo. Și nu Domnul stă, noi aștept aici în Galileea. Sper să vină așa în Galileea. Nu, Domnul se duce după ei. Se duce să-și recupereze ucenicii. Se duce să-i recupereze pe aceia care s-au pierdut.
Și când dintre cei care sunt credincioși adevărați ai Domnului Iisus Hristos, n-au avut eșecuri, n-au avut falimente și primul care s-a dus după ei a fost Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Este a doua șansă pe care le-a dat Domnul. Este a doua șansă. Este o oportunitate fantastică. Domnul spune că s-a apropiat de ei și mergea pe Domnul împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Când suntem dezamăgiți de Dumnezeu, suntem insensibili la lucrarea obișnuită a lui Dumnezeu. Domnul Iisus vine să meargă cu ei. Dacă ei nu erau dezamăgiți de Dumnezeu, își dădeau seama că El este Hristos. Mulți speculează de ce nu și-o dat seama că e Hristos și așa mai departe. Eu cred că datorită dezamăgirii. Nu mai ai reacție la stimuli normali. Nu mai ai reacție la predicile normale obișnuite, nu mai ai reacție la rugăciunea obișnuită, nu mai ai reacție la închinarea obișnuită. Nu te mai atinge nimic. Dacă înainte lucrurile obișnuite, metodele pe care Dumnezeu le-a lăsat ca noi să creștem spiritual, te atingeau, acum nu te mai atingi. Nu te mai atingi nimic. Și s-ar putea foarte probabil este să nu fie problemă nici cu predicatorul, nici cu ceilalți, ci să fie problemă cu tine. Că e o problemă în relația cu Dumnezeu. Nu mai percepe Dumnezeu corect. Și apoi spune Domnul, îi întreabă, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pentru că știa Domnul ce vorbe schimbau? Comunicați, vă rog, cu mine, ca să știau, da? Și ei s-au oprit, uitându-se, triști. Și unul mai incisiv dintre ei, îi zice Domnul, drept răspuns unul dintre ei, la un fel de mustrare îi spune, Cleopa i-a zis, tu ești singur străin pe aici din Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Și Domnul nu ne-a puțin de perciut pe Cleopa. Bă, tu știi cine sunt eu? Adică, te rog frumos, schimbă puțin comportamentul. O vorbi cu mine așa. Și auziți ce spune Domnul Iisus, auziți-i pe Domnul Iisus. Ce le-a zis el? O îndelungă răbdare extraordinară pe care doar la Fiul lui Dumnezeu o poți vedea. Ăștia dezamăgiți. De ce întreabă Domnul ce? Nu știa Domnul ce? Nu știa Domnul ce? Știa ce vorbea lui. Domnul îi pune să verbalizeze cu glas tare dezamăgirea din inima lor. Îi pune să verbalizeze și să-și vese amarul înaintea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu se teme de cele mai grele întrebări ale noastre. Domnul Iisus Hristos nu se teme de cea mai adâncă necredință și cea mai adâncă îndoială noastră. Domnul Iisus nu se teme de cele mai grele nopți ale noastre. Sau de cele mai grele perioade din viața noastră. Domnul Iisus Hristos nu se teme de El. El nu se teme să vină acolo. Oi, prea grea situația prin care trece, să nu mă pot duce acolo. Nu, dimpotrivă. El vine acolo și poate să-ți audă cele mai grele întrebări pe care le ai pentru Dumnezeu. Să-ți audă cea mai profundă dezamăgire pe care ai în relația ta cu Dumnezeu. Pentru că este unul care poate alunga dezamăgirea de acolo. De asta o poate asculta. Și ei încep să spună. Și auziți. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului noroc? Și aici găsim sursa dezamăgirii lor și de multe ori sursa dezamăgirii noastre. Vă întreb din nou pe dumneavoastră. Era Iisus un proroc puternic în fapte și în cuvinte? Da, era. Era Iisus proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu? Și înaintea întregului noroc? Da, știți care e problema? Că erau mulți alți proroci. Înaintea Lui care au fost puternici în fapte și în cuvinte, înaintea Lui Dumnezeu și înaintea Lui. Iisus Hristos era mai mult decât un proroc. Mai mult decât un proroc. De asta a fost dezamăgirea lor. Pentru că ei n-au înțeles că acest Fiul de Dumnezeu, care era om și care era Dumnezeu în același și care a coborât pe pământ, a venit să înfăptuiască lucrarea mântuirii. Și asta implica moarte și înviere. Nu era un simplu proroc. O imagine distorsionată despre Domnul Iisus Hristos, incompletă, adevărat în anumite detalii, dar incompletă, ne va duce la dezamăgire. Apoi, o altă sursă dezamăgirii lor este faptul că în versetul 20 descriu toată lucrarea aceea în termeni omenești. Cu preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Omul face totul, Domnule. Fals. După cincizecime, la prima predică pe care o predică Petru, ascultați ce spune el. Auzi, pe omul acesta a dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. În situațiile negre din viața noastră putem să avem două perspective. O perspectivă omenească, asta mi se întâmplă, asta e greu, nenorocie, tragedie, dezastru. Sau să ai o perspectivă divină asupra realității. Domnul Iisus Hristos le-a zis dinainte, eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Ce spune ei? Uite ce au făcut mari preoți. Asta este o perspectivă omenească, firească asupra lui. Uite ce au făcut ăștia lui. Domnul spune, nu, eu mi-am dat viața și tot eu am putere să-mi o iau iarăși. El era Dumnezeu întrupat, era în controlul propriei sale vieți.
O perspectivă omenească asupra vieții noastre ne va duce la dezamăgire. Și în final, versetul 21, auziți ce spune? O altă sursă a dezamăgirilor. Noi trăgeam nădejde. Cred că El este acela care va izbăvi pe Israel. N-aș vrea să semăn necredință în seara asta în limbile dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb. Dumnezeu este într-adevăr acela care vindecă de multe ori. Dacă nu te vindeca. Eu trăgeam nădejde că El o să mă vindece și nu m-au vindecat. Dacă nu te vindecă. Nu mai este adevărat Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu rezolvă problema ta, nu este adevărat Dumnezeu pentru că nu rezolvă. Dumnezeu rezolvă de foarte multe ori. Dar dacă nu face? Știți cum spun tinerii aceia care au fost puși în fața cuptorului? Noi credem că și dacă nu ne scoate Domnule, asta nu schimbă cu nimic realitatea. Relația noastră cu Dumnezeu este una atât de puternică, trecem prin focul ăia. Că murim, că nu murim, asta nu face niciun fel de diferență în relația noastră cu Dumnezeu. Chiar dacă smochinul nu va înflori. Eu tot mă voi bucura, da? În Dumnezeu. Chiar dacă nu este prosperitatea care aș vrea, chiar dacă nu este rezolvarea la probleme, în felul care eu aș vrea, sau când aș vrea eu, sau cum aș vrea eu. Eu tot mă încred în Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu nu depinde de ceea ce face Dumnezeu pentru mine. Știi? Eu așa consider, așa îmi dau eu seama dacă aș diagnostica evanghelismul românesc atât. Din ce cunosc eu? Una dintre cele mai mari probleme este faptul că oamenii își inventează Hristoșa lor. Își plăsmuiesc în mintea lor niște Hristoși și se închină lor. Și dacă Hristosul acela nu este Hristosul Scripturii, la un moment dat te va dezamăgi profund. Profund. Ce trăgeau ei nădejde? Că Iisus va izbăvi pe Israel. Asta trăgeau ei nădejde. Și Iisus n-a făcut izbăvirea lui Israel cum și-au imaginat ei, politic și social și economic. Ci a făcut o izbăvire spirituală a lui Israel. Dar nu asta ar fi făcut ei. Ei vreau altfel de izbăvire. Și pentru că asta le-au proiectat rabinilor și asta a fost interpretarea de sute de ani asupra lui Mesia și pentru că ei n-au putut să accepte versiunea lui Hristos adevărată asupra lui Mesia, au trăit o dezamăgire profundă. Dacă îi spui unui om care vine la Hristos și vrea să se bucurească, îi spui, o să-ți meargă lucrurile extraordinare de acum înainte. Îl înșeli, că nu-i voi merge lucrurile extraordinare. Domnul te-a chemat să te lepezi de tine însuți, să-ți iei crucea și să-L urmezi. Lucrul ăsta ți-a aduce o grămadă de suferință. O grămadă de suferință. Dar vreau să vă mai spun un lucru. O sursă a dezamăgirilor este când au înțeles vremea lui Dumnezeu. Să știți că în Sfânta Scriptură este foarte clar. Sunt promisiuni făcute cu privire la restaurarea Israelului. La o restaurare unei împărății. Și tot Hristos va face lucrul acesta. Dar nu când au avut ei. Vreau să vă spun. Dumnezeu vrea să fim sănătoși tu. Nu știu cum sună asta pentru dumneavoastră. Vreau să fim sănătoși cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să nu mai plângem, Dumnezeu vrea să ne simțim bine și Dumnezeu vrea să ne bucurăm fără urmă de tristețe, dar nu acum. Va fi o zi în care nu vom mai avea nicio boală. Aleluia! Nu vom mai plânge, nu va mai fi nicio durere, nu va mai fi nevoie de vindecare. Nu va mai fi nevoie să ne șteargă lacrime decât odată, pentru totdeauna. Să înțelegem vremea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi vremea lui Dumnezeu, vei fi dezamăgit. Că Dumnezeu n-a acționat când ai vrut tu. Știți că sunt atei care spun, dacă Dumnezeu e drept, de ce lasă să se întâmple atâtea nedreptăți în lumea asta? Stai liniștit, o să vină o zi în care o să rezolve toate nedreptățile. O să vină o zi în care o să rezolve toate nedreptățile. Dar Dumnezeu nu e la cheremul tău să-și execute și să implementeze dreptatea când vrei tu. Dumnezeu nu e la cheremul nimănui. Dumnezeu este suveran și face lucrurile așa cum le-a rânduit în planul lui. Și apropo, Apocalipsa este deja scrisă, deja împlinită, da? Fără niciun fel de problemă. Dumnezeu va fi exact așa cum a scris-o. Este un Dumnezeu în care putem avea încredere pentru că face lucrurile cum le-a rânduit El, nu cum vrem noi. Și apoi spune Scriptura, ei spun așa, Domnul Iisus, bancă niște femei, dar simțiți puțin sarcasmul, ironia lor de aici. Niște femei de ale noastre, ne-au pus în uimire. Ele s-au dus de dimineață la mormânt, nu i-au găsuit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Dar noi știm, mă, de fapt, că treaba asta nu e adevărată, de asta mergem la Emaus. În primul rând că femeile nu sunt foarte credibile, da? Acum, femeile sunt mai sentimentale, cine știe ce viziune au fi avut ele pe acolo, bă, cine ne poate băga pe asta în seamă? Da? Noi știm că avem drumul la Emaus, noi mergem la Emaus, nu le poți lua în seamă pe femei. Cam asta e. Asta e ironia și sarcasmul lor din cuvintele lor. Un sarcasm amar, până la urmă, da? Și unii dintre cei erau cu noi s-au dus la mormânt, au găsit așa cum spusesele femeile și au zis
Dar pe el nu l-au găsit. Un semn al dezamăgirii este când nu mai crezi pe nimeni. Nici o mărturie nu este suficientă pentru că găsești tu ceva lipsă acolo. E ceva acolo, un șurub care nu-i potrivi bine, nu, zero egal cu zero. Domnule, indiferent ce ar fi experimentat ceilalți, indiferent cum l-au cunoscut alții pe Hristos, dacă mie nu mi se potrivește ceva în cutiuța mea acolo, nu se potrivește în felul în care eu cred că trebuie să potrivească, dacă nu se potrivește cu perspectiva și teologia mea, egal cu zero tot ce spune restul lui. Aia este semn al dezamăgirii. Eu împotriva tuturor. Poate să zică oricine să zică orice. Că-i Petru, că-și ceilalți, că-și femeie, nu contează, domnule. Dacă eu simt că lucrurile nu sunt așa, egal cu zero mărturiile celorlalți. Asta este un semn al dezamăgirii, că nu te mai atinge. Nu te mai atinge experiența altuia pe care o are cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi spune în felul următor, Domnul Iisus, versetul 25. Cum ar fi, aici începe Domnul să predice. Cum ar fi să încep o predică așa? Acolo. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima. Nepricepuților sunt oameni fără minte. O, oameni fără minte. Galateni! Cornescu, să știți că a fost foarte finuț când a tradus Sfânta Scriptură. A fost foarte finuț cu noi. Cum i-ați citit în continuu în adunare cu minte din asta, nu? O, oameni fără minte și zăbavnici cu mine, sau încerți cu inima. Când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Vedeți? Problema nu este cu Sfânta Scriptură. Problema este cu inima. Aia e problema. Problema nu este că predicile sunt plictisitoare. Am trecut așa de mult de ora în care trebuia să încheiem după program. Dar nu asta este problema, să știți. Nu asta este problema. Problema este cu inima. Încet cu inima. Zăbarnici cu inima. Zăbarnici cu inima. Fără pricepere. N-au auzit ei clar de la Domnul Iisus Hristos ce spun profeții? B-au auzit. Dar versiunea lor a lui Mesia li se părea mult mai bună decât versiunea lui Iisus. Versiunea lui Iisus asta este. O să mor, o să fiu bătut, o să fiu pus pe cruce și o să înviez la treia zi. Na? Greșit? Uite, chiar înainte de moartea Domnului Iisus îi zic, cum facem? Care e la dreapta, care e la stânga? Domnul îi repetă de o grămadă de ori, lasă. Noi știm noi versiunea lui Mesia. Nu știu ce spui tu acolo, ce vrei să spui cu treaba aia, cu muritul și viața. Sperăm că e o metaforă ceva, da? Sperăm că e o metaforă, că nu e adevărat. Noi avem versiunea noastră. Și aici, de aici se naște dezamăgirea lor. De aici se naște dezamăgirea lor. Domnul îi mustră, au zis, când este vorba să credeți, este un cuvânt micuț, dar foarte important. Când este vorba să credeți, tot! Ei credeau, dar nu credeau tot. Nu le plăceau profețiile acelea care îl descriau pe Domnul Iisus Hristos care urma să moară, pe omul lui Dumnezeu care urma să se jefească, să poarte pedeapsa păcatelor. Isaia 53, cât de clar poate să fie un text? Cum ai putea să-l interpretezi altfel textul ăla? Că e atât, e izbitor de clar că robul Domnului urma să moară. E izbitor de clar. Dar nu le plăcea versiunea aia lui Mesia. Și Domnul spune, voi credeți ceva, dar nu credeți? Tot aveți versete preferate. Să știți că sunt o foarte mare cursă versetele preferate. Că poți să-ți faci un Dumnezeu tot din versete preferate. Dumnezeu este dragoste. Aleluia! Dumnezeu este dragul. Cum să nu fie Dumnezeu dragul? Dumnezeu este puternic ca să mă vindece. O, sigur, e puternic și să judece. Și să disciplineze. Dumnezeu este dragoste. Asta înseamnă că iubește dreptate, iubește adevărul. Dacă tu ești mincinos, ai cam încurcat-o. Da? Dumnezeu nostru este un foc? Știți că pe majoritatea bisericilor la frontispiciu asta scrie. Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Asta scrie, nu? Nu, de ce? Nu prea ne place versiunea. A, e Noul Testament, să știți că e Noul Testament. Nu credeți că sunt doi Dumnezei diferiți, unul în Vechiul Testament și un Nou Testament. Chiar dacă planul lui Dumnezeu merge în direcția în care a fost stabilit de Dumnezeu. Dacă ciuntesc Biblia și ia numai ce vreau, eu s-ar putea să-mi fac o versiune a mea lui Dumnezeu, o versiune a mea de Hristos și o versiune a mea a planului lui Dumnezeu. Dacă nu iau toată Sfânta Scriptură. Și asta spune Domnul, problema voastră, dezamăgirea voastră se bazează pe o interpretare greșită doar a unor texte din Sfânta Scriptură, nu a tuturor textelor din Sfânta Scriptură. Relația cu Cuvântul lui Dumnezeu este deosebit de importantă. Versetul 27. Ce face Domnul Iisus? E deosebit de important. Domnul Iisus zice, acum că v-am mustrat, v-am spus care e problema voastră, uitați. Semnele cuilor, în mâinile mele, în picioarele mele, uitați-vă la coasta mea, eu sunt viu în vece vecilor, mânând ceva să vă demonstrez cum a făcut mai târziu de altfel. Și am încheiat, v-am lămurit că-s viu? Domnul nu asta face. Domnul nu vrea să-i vindece cu demonstrarea miracolului. Ce face Domnul? Ia uziți, ce facem și noi astăzi? Ce facem și noi astăzi? Ca să nu cerem și noi în continuare, dacă am fi văzut noi pe Iisus, nu? Cum îi vindecă Domnul? Auziți cum îi vindecă Domnul? Și a început
de la Moise, nu știu de la câțiva proroci, de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile. Cum e o predică din aia din toți prorocii, începând de la Moise și toate, cum e predică din aia? Cam cât de lungă o fi? Și auziți, ce era cu privire la el, climaxul întregii scripturi, care era scrisă la vremea respectivă, adică Vechiul Testament, este persoana Domnului Iisus Hristos. Nu sabatul, nu legile, nu mâncărurile, prin toate lucrurile Dumnezeu a vrut să ne ducă ochii spre Domnul Iisus Hristos. Este împlinirea tuturor lucrurilor. Să știe oamenii lucrurile lor și filozofiile lor, Hristos este împlinirea Vechiului Testament. Asta le-a demonstrat Domnul Iisus Hristos din Sfânta Scriptură. Așa i-a vindecat Domnul Iisus Hristos. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De ce? Domnul le testează. Domnul le testează inima față de el. Dar ei au stăruit de el. Cuvântul stărui mai este folosit o singură dată în Biblie, în Faptele Apostolilor, capitolul 16, când Lidia spune, i-a silit pe apostoli să intre la ea. I-a silit să intre în casa ei. Și este același cuvânt. Au zis, l-au silit pe Iisus, au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, auziți argumentul lor. Că ce este spre seară și ziua aproape a trecut. Vă întreb, credeți că de asta vreau să rămână ei cu Domnul Iisus? Ne spune imediat de ce vreau. Zice, ce argument să-i dăm? Cum să face să rămân? Auzi, din nou, pe unde mai departe? Dar de fapt, altceva s-a întâmplat din inima lor și Domnul a intrat să rămână cu ei. Și este un moment deosebit de important. Pe când ședeau la masă cu ei și Luca folosește același limbaj pe care îl folosește la momentul mesei Domnului, la cina Domnului, la masa pascală, când Domnul instaurează, inaugurează cina Domnului. Folosește exact același limbaj. A luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o în momentul aceea. În momentul acela, ucenicii își reamintesc, știu despre aceleași mișcări pe care le-a făcut Domnul cu câteva zile înainte, cu trei zile înainte. La masa pascală. Exact aceleași mișcări, aceleași cuvinte. Și atunci s-a făcut clicul. Nu s-a făcut înainte. Foarte important lucrul acesta. Și zice așa. Și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii. Este un lucru deosebit de important aici, să ținem minte. Masa Domnului. Când venim să luăm din pâine și din vin. Nu este doar o comemorare a morții Domnului Iisus. Poți să te gândești acasă la tine la moartea Domnului Iisus? Poți sau nu poți? Sigur că poți. Pavel, mulți citesc capitolul 11 din Corinteni, este și un capitol 10 în Corinteni. Logic, nu? Înainte de 11, trebuie să fie o 10, da? În capitolul 10 zice că este o împărtășire cu trupul Domnului. O împărtășire. Se întâmplă ceva acolo. La fel cum noi consumăm fizic elementele, vinul și pâinea, la fel din punct de vedere spiritual, noi ne adăpăm din jertfa Domnului Iisus Hristos în care avem promisă iertarea păcatelor, vindecarea sufletelor noastre, întărirea vieții noastre. Și lucrul acesta nu-l facem odată pentru totdeauna, ci îl facem mereu. De asta repetăm acesta. Este ceva special care se întâmplă acolo. Și mulți oameni se jertfuiesc de această binecuvântare. Mulți oameni se jertfuiesc de lucrul acesta. Se jertfuiesc pe ei înșiși. Că consideră că nu e chiar atât de important. Să-mi amintesc de moartea Domnului. Este ceva duhovnicesc, puternic, spiritual care se întâmplă acolo. Atunci mi s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. De ce s-a făcut nevăzut dinaintea lor? Pentru același motiv în care Domnul Iisus este nevăzut acum. După ce ne-a deschis ochii, după ce ne-a deschis mintea, după ce mi s-a făcut cunoscut, după ce l-am experimentat, rămâne să răspundem cumva. După ce ne-a vindecat de dezamăgirea noastră, după ce ne-a dat o imagine completă, corectă a lui Hristos, a planului lui Dumnezeu, rămâne ca eu să răspund cumva. Și cum răspunzi tu? Cum răspund eu? Cum răspund ei? Au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne-a arătat semnele cuilor? Nu, Domnul Iisus nu le-a legat credința de miracolul învierii. În primul rând, da? De dovedirea miracolului învierii. Dar nu este înviere, nu este nimic, e clar. Domnul a legat credința de Scripturi. Pentru că asta urma să ne rămâne nouă. Nu dovezi palpabile ale învierii lui, ci Sfânta Scriptură care autentifică lucrul acesta. Auziți? Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturilor. Frați și surori, un test al unei biserici vie adevărate este că biserica arde cum nu arde niciun moment atunci când se deschid Sfintele Scripturi. Ăsta este un test al unei adunări sănătoase adevărate. Că frații și surorile ard într-un singur moment, arde pentru multe lucruri, dar cel mai tare ard
Când se deschide cuvântul lui Dumnezeu. Când se deschid scripturile lui Dumnezeu. Atunci le-a aflor inima. Atunci s-au înflăcărat. Atunci s-au încălzit. De asta au spus, nu te numai departe. Auzi, e noapte, mai să mai rămâne puțin. Nu termina. Cum ziceai că era acolo prin Isaia? Când a rămas? Când ești, Doamne? Continuă. Mai insistă puțin. Și Domnul le-a tălmăcit scripturile. Noi, fiindcă suntem români, pricepem la toate. Știți să repărăm, da, cine să facem orice și știm și să interpretăm Biblia. Uitați că oamenii aceștia au avut nevoie de un tălmăcitor. Spune că Domnul le-a tălcuit scripturile. Le-a explicat scripturile. Nu doar le-a expus scripturile. Uite ce spune Isaia. I-a explicat ce spune Isaia. Uite, asta spune Isaia, asta înseamnă ce spune Isaia. Nu ce tot spune la Biblie. Nu ce ați învățat voi. Nu care e tradiția voastră. Asta înseamnă ce spune Isaia. Noi nu ne pricepem la toate. Trebuie să scăpăm de ideea asta. Noi ne pricepem la toate. Trebuie să nu predicăm toți. Dumnezeu a lăsat învățători pe care i-a înzestrat că așa a avut El. Să ne deschidă mica, să ni se facă lucrurile clar. Să ți se aprindă, cum spunem noi, beculețul. Dar nu ți s-au prins înainte când ai citit. Zic, am citit de 100 de ori pasajul ăsta. Știu. Același lucru face Domnul Iisus Hristos aici. Și apoi, uitați rezultatul și cu asta închei. Ei recunosc că inima lor a fost aprinsă de Sfânta Scriptură. Asta este un lucru fundamental. În al doilea rând, când ei s-au sculat, acum să faci drumul ăla pe jos, nu era chiar așa de simplu. Unii zic că ar fi fost cam vreo 20 de kilometri. Nu-i chiar. Să fac la pas. Eu cred că n-au mai simțit întoarcerea înapoi. Eu nu cred că au mai simțit-o. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim. Dacă tu ai dovada învierii Domnului Iisus Hristos și ești sigur de lucrul acesta, ce ești în stare să faci pentru asta? Dacă tu ai dovada învierii lui Hristos și ești sigur de lucrul acesta și știi că alții nu știu lucrul acesta și au nevoie de această veste, ce faci tu? Ce ești în stare să faci? Ai fi în stare să te zbori în zori de dimineață, ai fi în stare să te duci seara, ai fi în stare să faci sacrificii ca și alții să audă lucrul acesta? Asta este întrebarea. Poate nu știu cum ați celebrat dumneavoastră sărbătorile astea, cum v-ați simțit și așa mai departe. Dar în ultimă instanță contează dacă această veste a învierii Domnului Iisus Hristos de pe buzele noastre se duce și la altcineva. Să se ducă la copiii tăi, să se ducă la soțul sau soția ta care poate nu-i credincioși și nu știe lucrul acesta, să se ducă la vecinii tăi. Oamenii sunt bombardați cu atâtea prostii și cu atâtea tradiții care n-au nicio treabă cu învierea Domnului Iisus Hristos. Și tu ești acela care știi despre ce este vorba. S-au dus la cei 11 și la cei care erau cu ei adunați la un loc și le-au zis, au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la? La frângerea pâinii. Dacă numai capitolul 24 l-ai avea din Luca, ai ști cu ce trebuie să ocupi o adunare, nu? Ai cuvântul, ai frângerea pâinii, ai întâlnirea ucenicilor la oaltă, ai un Hristos înviat pe care l-au experimentat, cam e tot ce trebuie, nu? Este un capitol fundamental. Dar nu uitați, acest capitol vorbește despre doi oameni care l-au cunoscut pe Hristos, care l-au știut pe Hristos, care au avut o credință cu anumite impurități și pe care Hristos i-a căutat și i-a vindecat și i-a întărit și a făcut lucrul acesta prin Sfintele Scripturii. Dar când suntem aprinși de Sfânta Scriptură, lucrul ăsta nu rămâne la noi. Să facă Dumnezeu ca fiecare credincios adevărat din locul acesta. Fiecare credincios adevărat să ducă această veste bună mai departe. Și dacă aici este un copil, sau un adolescent, sau un tânăr, sau un om, care nu cunoaște că acest Hristos înviat, singurul mod pe care îl poți să întâlni cu adevărat este să deschizi Sfânta Scriptură. Și să vezi toate dovezile necesare ca să crezi în acest Hristos înviat, care transformă și astăzi oameni slăviți să fie în numele Lui. Amin. Amin. Apreciez rău. De-aia dumneavoastră, n-am văzut pe nimeni ieșind în timpul ăsta, Domnul să vă binecuvânteze. Vă binecuvântez că era mie cumva, știți, să ieșiți așa și cu voi, am pare, da? Domnul să fie slăvit. Amin. Amin.